ziua și bine v-am găsit! Ele se simt foarte sigure pe sine. Ei spun că nici nu urcă în mașină dacă la volan e o femeie. Și așa continuă veșnica dispută. Conduc mai prost decât bărbații, nu știu să parcheze, iau mai multe amenzi, nu știu să schimbe un pneu și nu pricep la mașini decât de ce culoare e. De câte ori am auzit vorbindu-se despre asta? Iată că azi discutăm despre cât de pricepute sunt femeile la volan. Pentru început vă invit să vedem ce fel de șofer este antrenora de dicție Vera Anastasiu. Ce mașină conduce și de ce peripeții a avut parte la volanul mașinii sale, aflăm din reportajul Alinei Plângău. Este o mamă bună, dar să vedem cât de pricepută și cât de bună este Vera Anastasiu la șofat. Astăzi, de ziua femeilor la volan, am invitat-o pe Vera Anastasiu să ne facă cunoștință cu automobilul pe care îl conduce. Bună, draga mea! Bună, bună! Mulțumesc tare mult! Spune-ne despre ce mașină este vorba, ce mașină conduci tu și de cât timp o faci? La modul propriu conduc mașina de 2 ani de zile. E vorba de un Suzuki Vitara. O mașină pe care mi-am achiziționat-o destul de ușor, aș zice eu. De ce? Pentru că am avut un foarte bun prieten care s-a ocupat de asta și care m-a ajutat în tot ceea ce ține de alegerea mașinii. Eu fiind mai sceptică sau mai nepricepută, așa. Deci, asta este prima mașina ta. Este prima mea mașină și e o mașină pe care nu neapărat mi-am dorit-o sau a fost să mi se propună, zic, uite, eu asemenea mă vrei? Ok, da. Deci n-am făcut mari pretenții. Nu ai fost foarte pretențioasă. Este o culoare foarte puternică. Așa, este una dintre culorile mele preferate, dar mă cam obosesc mașinile roșii. Știi? Adică nu e o chestiune care să mai îmi placă atât de mult. Deci când văd o mașină roșie deja, nu știu, parcă mi-aș dori să am una neagră deja. O mai ții pe mult timp sau vrei să o schimbi? Deocamdată trebuie să vă spun că mașina asta nu mi-a făcut niciun fel de probleme. Dacă a mai existat ceva, atunci s-au ocupat prietenii mei de, nu știu, de schimbat anvelope, știi că e cu sezonul, cu astea nu mă prea descurc. Nu te pricep, da, la asta? Bine, mă pricep, pentru toată lumea să știe, așa? Și tot ce ține de schimbatul lei, de revizii, de testări, de restul, eu doar îi rog pe ei, ei vin, iau cheia, se duc, rezolvă și mi-aduc înapoi. Ar fi interesant să o văd pe Vera așa cu mâinicele răsucite, da, schimbând anvelopele. Eu zic să încercăm, s-ar putea să nu ajung acasă astăzi sau să rămânem până mâine dimineața aici. E timp dacă ai rămas pe drum cu anvelopele sparte. Să știi că mi s-a întâmplat, am un board care mă anunță de fiecare dată când se întâmplă ceva, dar să știi că atunci când e o problemă legată de o anvelopă, știu sigur că trebuie să ajung în maxim jumătate de oră să se întâmple ceva cu ea, adică să se ocupe cineva. Dar mi s-a întâmplat foarte recent, cu câteva săptămâni în urmă, ca să ajung la birou în jurul orei 17 și pentru că eram foarte agitată și pentru că am un program foarte, foarte încălcat, pur și simplu să las motorul pornit. Și în momentul în care l-am lăsat pornit, am ieșit din birou. Eu din birou ies de obicei numai devreme de ora 20:45. Se întâmplă să ies și mai târziu, dar mai devreme niciodată. Și când mă apropii de mașină așa, zic, mamă, ce se întâmplă că aici toată mașina e în acțiune? Când o apropii mașina deschisă, unul dintre geamuri nici nu-l închisesem eu și mașina a stat cu motorul pornit de la ora 5 până la aproape la ora 9. Mi-am sunat disperată un prieten și i-am zis, vezi că mi-am uitat mașina și că benzina mi se termină, eu nu știu ce înseamnă să mi se termine. Cum ai reacționat în momentul ăsta? Am început să tremur foarte, foarte tare și l-am întrebat doar atât, zim te rog, când se oprește motorul, ce o să aud? Adică ce o să se întâmple? Și el m-a rugat să merg așa un pic mai decent, adică să nu merg foarte repede și să am grijă ca atunci când merg să semnalizez că să se știe că am o problemă. Că mi se termina benzina și am ajuns în ultimul... Deci am ajuns pe ultimul mililitru la benzinăria. Și așa am ajuns să-mi dau seama că totuși... Lasă că din asta o să înveți tu ceva, probabil. Bă, dar tu să știi că de atunci, de fiecare dată când opresc mașina, mă gândesc. Aha, am închis, oglinzile sunt la loc. Dar tu să mai ieși data viitoare, în timpul zilei, să mai vii, să vezi dacă mașina e ok, dacă... Hai să spun o chestiune. Toată lumea mă întreabă și din prietenii mei dacă îmi place mașina, dar eu nu sunt atașată de această mașină. Și îmi pare rău dacă supăr acum pe cineva, am văzut oameni care dezmeardă mașinile. Nu, pentru mine este doar o mașină. Mie îmi place tare mult să mă atașez de oameni și de emoțiile pe care mi le oferă oamenii. Atunci când am cumpărat această mașină, mi s-a făcut o reducere foarte bună pentru mașina asta și tot datorită unui foarte bun prieten de-al meu. Eu nu știu dacă o să-mi...
permit să-mi cumpăr în fiecare an o asemenea mașină. Deocamdată, vorba unora dintre ai mei, atâta timp cât nu ne face probleme și n-am ajuns niciodată în serviciu timp de... Mașina e de 3 ani, eu nu am condus o perioadă pentru că nu aveam carnet, dar mașina era cumpărată. Așa, și după aia mi-am luat carnetul, m-am urcat la volan. Sunt oameni care pot confirma că nu m-am urcat la volanul ei. Păi tu de cât timp ai permisul de conducere? Am de 2 ani permisul, dar mașina este cumpărată aproape de 3 ani. Aha, pentru că nu... Ai avut mai întâi mașină? Da, și m-am antrenat un pic pe ea până am apucat să am permis. În sensul că poate de aia și sunt atât de sigură la volan, pentru că mi-am permis să mă antrenez pe ea. Adică, să mă antrenez fiind la volanul mașinii mele. Eu sunt tare curioasă să aflu ce are Vera Anastasiu în portbagaj, dacă ne permiți să vedem. Da, cu mare plăcere, numai că nu vreau să vă faceți... Hai, nu, eu vreau. Mare. Vreau, te rog, să ne-l deschizi, să vedem, că sunt tare curioasă. Haideți să vedem. Te rog să te apropii aici. Ce are Vera? O pereche de pantofi, evident. O pereche de pantofi, o haină de a fetiței mele Gloria, o umbrelă și aici, și, nu știu, prietenii mei mi-au zis să nu-ți faci griji. Trusa medicală, da? Nu știu. A, da, asta este trușa. A, tu n-ai știu? Și asta ți-o pui atunci când rămâi în pană, pe drum. Așa, aici sunt niște uleiuri, nu știu ce. Asta e de curățat zăpada. Asta nu știu de ce e. Ce e asta? Da, tu prima dată le vezi? Ce? Nu mă ocup eu. Și aici nu știu. A, aici e ceva. A, aici e stingătorul. Instinctorul, da? Da, Doamne ferește să nu ai nevoie. Bagă-le aici acolo. Aici este un drapel. Vezi că eu sunt un om așa. Și cam atât. A, și aici am cărți. Cărți. Aoleu, cărți pentru povești. Copii, da. Prostie omenească, uite. Cărți pentru copii. Important e că pantofii sunt. Mai am în salon. Dar bine că nu ți-ai mutat jumătatea din garderobă. Nu o să crezi, dar trebuie să-ți recunosc o chestiune. Această mașină a devenit un mini depozit pentru mine. Dacă merg la birou și nu am un sacou negru, cu siguranță într-una din zile eu o să găsesc un sacou negru în această mașină și o să mă rezolv. Foarte interesant, eu am rămas uimită de ceea ce mi-ai povestit, dar vreau să facem o tură cu mașina ta, să văd, să-ți dau un calificativ acum, să văd dacă ești sau nu o șoferiță bună. Cu mare plăcere. Hai să urcăm în mașină și ne pornim la drum. Ai și muzică? Da, vrei să spun muzica? Da. Ce muzică asculti? Nu ascult nimic. Că nu-mi place să ascult. Cânti tu? Nu, eu nu. Am un talent, cred eu, suficient la dicție. Nu cred că mai trebuie să mă mai apuc și de cântat. Că o să ocup toată plaja și atunci nu o să mai aibă lumea cu ce să se mai ocupe în țara asta. Tare mult cum conduci tu. Conduci și foarte repede. Nu cumva să te audă mama. Nu, bine, nu conduce. Rectificăm. Vera conduce foarte bine, foarte încet. Așa, da. Normal. În regulă. E mai bine deja. Ce mesaj ai tu pentru toate femeile care sunt la volan? Le conduc mașina zi de zi. Nu vreau să facem discriminare. Eu cred că femeile sunt de multe ori șoferițe mai bune decât bărbații. Am un sfat pentru femei, să lasă telefonul mobil în pace, indiferent cât de mulți admiratori sau cât de multă nevoie este de ele. Dar nu-l folosești deloc atunci când conduci? Eu am două. Și le folosești sau nu? Da, uite, sună și acum. Ok. Da, dar am un board și mă ajută de multe ori să circul regulamentar și să nu stau cu telefonul la ureche. Dar lăsând gluma la o parte... Asta înseamnă siguranța dumneavoastră și a oamenilor pe care îi întâlniți. Este important să înțelegeți că o fracțiune de secundă poate să schimbe o viață. Draga mea, eu îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu și îți doresc să fii cât mai prudentă atunci când ești la volan. Și eu vă mai aștept alături de mine. Da, mersi tare mult, dragi femei, fiți atente și voi la volan și aveți grijă de voi. Toate bune, la revedere! That's how I know.